Pentru cei care nu au aflat deja, Biblioteca Județeană Nicolae Iorga din Ploiești adresează tuturor prahovenilor o provocare inedită. Este vorba despre proiectul Prahova în o mie de instantanee, la care puteți participa și dumneavoastră. Reprezentanții Bibliotecii Județene îi roagă pe cei care iubesc cărțile ca în această perioadă când este făcută recomandarea de asta în casă, să caute în cufărul părinților, al bunicilor sau al străbunicilor fotografii vechi de cel puțin 50 de ani. Vom recompune județul Prahova din amintiri, clădiri, străzi, curți, piețe, monumente, obiecte, muzee, spații publice, oamenii locurilor, portul și tradițiile, meșteșugul și ocupațiile, și vom modela memoria noastră colectivă construind un album cu fotografii. Frumusețea locurilor și a oamenilor va dăinui astfel în albumul Prahova în o mie de instantanee, spun cei care au lansat provocarea puteți contribui astfel la crearea unui tezaur prahoven. Cei care doresc să trimită o astfel de fotografie către bibliotecă trebuie să știe că ea trebuie să fie însoțită de următoarele informații. Numele deținătorului, cine se află în imagine, ce clădire, monument, obiectiv sau instituție publică se regăsește în fotografie, localitatea sau locul care sunt surprinse în imagine și anul în care a fost realizată fotografia. Adresa de mail unde puteți trimite fotografiile este biblioteca.informatizare.gmail.com